Păi și până la urmă, dacă nu ați apucat să vă beți cafeaua astăzi, nu este nicio problemă. Luați-vă cafeaua, luați-vă un bol cu cereale, puneți-vă să mâncați, nu-i așa? Pentru că este un nou episod în care putem să ne bucurăm de Comanda la mine, partea a treia, dacă ne-am văzut primele două părți. Le găsești în playlist-ul cu reacții. Eu sunt Paul, hai să dăm mare, mare like înainte să începem. Rămăsese în ultimul episod, că au mers la biserică, au făcut un pic de scandal, acum au ajuns acasă, urmează să vedem ce se mai întâmplă în familia din Basarabia, din Comanda la mine. Vor reuși copiii să-i supere la maxim pe acești părinți sau nu? Rămâne de văzut, o să fie interesant, nu o să fie interesant, să trecem la treabă. Fata care în viață a avut totul. După slujbă, familia Solonaru își petrece întotdeauna timpul împreună și întotdeauna au multe să-și spună, pentru că sunt atenți la lucruri și pentru că toate lucrurile din jur vorbesc. Chiar și un cartof în mâna unui adolescent poate spune ceva. De câte ori îmi făcea mama cartofi prăjiți, niciodată nu. N-am crezut că o să fie așa greu să-i faci. Dar în general ce mâncare ți-a făcut? Vă zic sincer, pare ușor să faci cartofi, dar durează foarte mult până îi cureți, până îi pui în apă, până îi tai, până stai lângă ei să se prăjească. Deci pierzi o grămadă de timp. Da, ți-e greu. Nimic și acum părerea. Ai prăjit vreodată ouă? Nu. N-am putut ca să-i spun nimic atunci cu cartofii ca să-i curăț, pentru că orice îi spun, el mereu e foarte calm și am preferat să mă chinui să-i curăț decât să vorbesc chiar cu el și el să nu înțeleagă, să rămână la fel de calm. Ce? Îl deranjează că n-are cu cine să se certe. Ce se întâmplă dacă mâine mama nu este acasă? Părinții nu l-au pregătit pentru viața de mai departe. Irina, știi a prăjit cartofi? Da. Prăjești, faci mâncare acasă? Eu cel mai mult am gătit la prietenul meu. Și îi plăcea la prietenul tău bucatele făcute de tine, pregătite de tine? Păi da, puneam suflet, că asta e un lucru foarte important. Bă, deci pe fata asta, dacă o pune prietenul ei, asta face absolut orice. Deci pe asta o poți convinge să se dea pe brazdă, să renunțe la figuri, să fie orice, să scoată tot ce mai bun din ea, dar trebuie el să o roage. Și atunci există o șansă pentru ea. Da, să pui suflet. Eu azi tot sufletul l-am pus în slujbă, ca de obicei. Poate și mai mult. Și ție nu ți-a plăcut. Tot așa poate să fie cu bucatele tale. A bine, acum nu știu de ce e atât de personal, că dacă nu-i place la biserică, e clar că nu o să... Adică nu cred că are ceva neapărat personal cu el, dar na. Nu, dacă nu i-ar fi plăcut, mi-ar fi zis. Stai permanent cu prietenul lor, te duci, le pregătești și pe urmă pleci. Stau, normal. Practic, adică voi trăiți ca soț și soție, da? Ce? Tabere de vară, cum s-ar zice. Team building. Și aveți de gând să vă faceți, să întemeieți o familie sau... Nu. Nu? Nu. În punctul lui de vedere. V-am zis cu ea de fraieră, v-am zis. Săraca chiar ar avea, dar ăla, bă. O ia de fraier, profită de ea, se vede pe ea că suferă, că e atât de în limbă după el, pentru că ăla nu prea vrea chiar așa, că de aia așa de disperată, că ea are totul. Ea își dorește, genul ăsta de oameni își doresc, care au totul, doar ceva ce nu pot avea. Și atunci de aia atât de disperată după el, că e singura chestie pe care ea nu poate avea, că în rest cu banii ea că a rezolvat-o, dar... Dar din punctul dumitale? Nu știu. Dacă o fată de-a mea ar fi locuit așa cu un băiat, eu nu eram de acord. Și eu nu gândesc că mama dumitale este de acord. Deja intrăm prea mult în subiect și... Prea vă băgați un pic. Eu sunt de acord cu ce zice femeia, dar prea se bagă. Cum le spun și părinților mei, gata. Da, uite, ea ca dumitale spui gata. Gata. Spui atunci când nu-ți place. Gata. Atunci când de acum... Păi, dar nu-mi place, dar n-am eu chef acum. Mie este viața mea, este problema mea. Ar fi bine ca să faci cei din jur să fie fericiți, dar se primește că numai la dumitale te gândești. Deci eu nu înțeleg limba asta moldovenească, mă ternă psihic. Deci e, hai că asta cu respectul absolut orice obiect din lume, cu dumitale, dumneata și dânsul, și asta am înțeles-o până la urmă cumva, dar se primește, ăsta iar am mai auzit eu la un moment dat, adică nu e o tâmpenie de exprimare, nu sunt eu obișnuit cu ea și atunci o judec și sunt bulangiu și vorbesc cu ea, dar... Mă enervează totuși, sună ciudat, se primește. Nu, nu mă rușiți de vină, vă zic, că e până la urmă tot români suntem, știi? Dar au venit, s-au băgat, nu mai știu. Da. Bine, dumitare și atât. Dar da. Părinții unde rămân? Haideți, gata.
Eu gândesc din tot ce ești și spui dumneatare, că într-adevăr nu ți iubești părinții și chiar nici pe dumneatare nu te iubești. Cât îmi iubesc eu părinții, iarăși e o altă problemă de-a. Este agitată, ea dorește atenția, dar totodată se supraapreciază pe ea. Da, într-adevăr, nu se iubește, că nu se apreciază cum ar trebui să se aprecieze decât la exterior, pentru că dacă s-ar aprecia, bă, omul ăsta citește incredibil de bine omul. Pentru că ea e totul pentru el, face chestii pentru el, dar ea nu se respectă suficient, pentru că ăla nu o respectă. Discuția despre Prince. Prietenul ei a iritat-o pe Irina, iar părinții știu când trebuie să se oprească și când să reia subiectul, mai ales că masa de duminică se cere a fiul. Ce bine arată! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și până ce dulce, amică, zice! Hristoase, Dumnezeu, mintează încărășbătorilor tăi, că sunt așa din acum și până și în vecii vecilor. Amin. Amin, așa să. Bă, ce bine arată masa! Mai mult decât slujba mea? Mai mult decât slujba ta. Sincer, da. A luat-o un pic personal, că încă insistă pe aia. L-a luat puțin, s-a implicat omul și... Mi-a slujba mea, mi-a slujba aia noastră, a tuturor. Așa cum astăzi la biserică nu v-ați comportat atât de cuvincios, pe ziua de mâine sper că vă veți schimba. Uitați-vă care e situația. La noi astăzi, orea că o muncit Florin, olea că o muncit Irina, olea că o muncit Cristinuța, da? Eu să cot că ne unea la strânge masă. Și ziceți, de acord? Unul pentru toți și toți pentru unul. Aici mi se pare ciudat, deoarece aici trebuie să faci ceva ca să primești ceva. În schimb, eu acasă... Doar primesc ceva. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Adică, societatea nu așa funcționează. Unii doar muncesc, alții doar primesc. Nu există un schimb. De unde vin oamenii cu ideile astea? Nu fac nimic și primesc totul. Chiar dacă Marty dă semne că a înțeles câte ceva, este totuși cam devreme să renunțe la obiceiurile lui, doar pentru că asta i-a cerut preotul. Florine, dar poate să fie tine să mă ocup cu așa ceva. Mamă, dar mai discutat chestia cu placa, v-am zis că-mi îndrept părul. Ia spune, tate, tu vreodată ți-ai vopsit părul? Nu. L-ai îndreptat vreodată cu aparate de ese? Nu. Și tati, îți mai spun și eu ceva, nu mă interesează. This was nice. Eu gândesc că trebuie să descos paca și oprești. Dar vă dați seama că ăștia nu sunt atât de agresivi cum ar trebui, că n-au cu cine, că omul ăsta e atât de calm. Și nu răspunde la provocări încât, bă, băiatule, deci era toți copiile, emisiunea asta trebuia... Bine, au mai fost familii unde erau părinții geniali. Trebuia să vin aici, bă, unul, toți plecau schimbați. Acum scot că mi-am îndreptat părul, dar nu vă dau placa. Nu, placa o luăm. Nu. Numai decât. Dar nu vi-o dau pur și simplu, nu vreau ca să vi-o dau. Păi da, nu. Vi-o dau? De unde a apărut i-ul ăla? E un Viorel implicat în această poveste cu placa? Viorele. Vi-o dau. Și atunci ce facem? Păi bine, trageți de ea, dacă o rupeți, mi-o plătiți. O rup? Vedeți că frige, nu mai puneți mâna pe ea, că nu vi-o dau. Bine, eu cu forța n-am să o iau. Așa. O pui undeva deoparte. Păi mi-o pun la loc. Și de azi înainte? Nu mai folosesc. Dacă nu folosește nimeni plac în casă, înseamnă că n-am eu voie să folosesc. Hai că deja prea exagerat. Deja sunteți prea țărani și deja chiar mirosiți de țărani ce sunteți. Ce? Dacă voi nu sunteți evoluați, eu n-am dreptul să fiu evoluat? Bine, acum, sincer, o săptămână nu murea dacă nu folosea placa. Și mai aveți și condiții să ajungem la relația tată-fiu. Mă deranjează faptul că eu de fiecare dată par serios sau mă enervez și încerc să explic ceva și el la fel rămâne foarte calm și... Îmi dă impresia că nu-l interesează sau că nu mă ascultă. Aoleu, dar într-adevăr când vrei să te ceri, dacă vezi că și ea nu se ceartă cu tine, te enervezi mai tare. Dar nu de aia o face. Eu am înțeles că tu nu ai cu știu ocupa. În loc tu să ajuți la treburile gospodărești, tu trebuie să stai ca o fată, îmi cer iertare, dacă o fată trebuie să stai în fața oglinzei, că mie îmi place așa. Eu vreau să ne-mi drept părul, eu nu știu ce mai vreau acolo. Așa și care este problema? Am o să mă duci pe o țigară. Am o să tu nu mai realizezi nimic în viață. A, păi și dacă ar fi ca să o luăm așa, dumneavoastră sunteți genul de om care nu mai să cere să se facă ca dumneavoastră. Eu sunt obișnuit cu tata să se facă ca mine, nu-mi convine. E foarte... Dacă ar sta un pic să se asculte ce a zis, o să-și dea seama că nu are sens și nu e ok. Obositor că vorbește mult și mereu are un argument la câte ceva. În loc să văd ochii tăi, eu văd păr.
E bine, și acum mă la dumneavoastră mi se barba aia gigantă în față și mă stresează. Totuși eu vreau să văd ochii tăi, nu părul de mult. O, încă o leacă, încă o leacă. Păi nu e de să o uit, acum și alalt ce faci. Încă o leacă. Dumneatale, cum fățișarea asta dumneatale, în primul rând arăți a un boschetar. Mamă, dar așa se poartă la noi, mai trebuie să-mi spar mult capul noi cu chestia asta să vă explic. Noi am fost la București, dar n-am prevăzut oameni păi așa. Păi n-ați văzut dumneavoastră că cine știe unde ați fost la București, mai trebuie să vă explic mult. Eu, acolo, la mine, sunt văzut un copil normal. Dumneatale, stai în fața oglinzii. Mama trebuie să-ți gătească mâncarea, mama trebuie să spele veseala. Și care mama e problema? Și care este problema până la dar urmă? Dar care e aportul dumneatale în familie? Cu și dumneatale contribui la înflorirea și bunătăția. Deci omul ăsta e, bă, dar omul ăsta nu înțelege că mie mi se cuvine. Nu înțelege că toți din jurul meu trebuie să facă pentru mine. Ce nu înțelege? Deci, vă zic, asta e în capul lui. Stării familiei dumneatale. Mamă, zici că parcă îmi cunoașteți familia de o grămadă de ani de vagitați atâta. Cum el însuși a spus-o deja, pe Marty îl scoate din sărite calmul tatălui. Un calm pe care în continuare va trebui să-l suporte. Grea povară. Cum ne împăcăm cu părul? Mamă, sunt... Dar îl stresează, e tot după el, nu-l lasă. E. Mamă, oriunde plec trebuie ca să veniți după mine. Și punem clama? Nu. Precis? Da, da, nu, să încercăm. Da, să încercăm, aleacă-și. Hai, aleacă-și. Ai spus toate bucă să placi ca la fete, dar te facem ca fete. Nu. Nu. Uite, facem altfel. Eu mereu o să-mi dau părul într-o parte și nu o să mai vedeți că l-am în ochi. Da? Da. Așa nu mai e în ochi, e bine? E bine. Am ajuns la numitor comun. Vezi că se poate. Și după înțelegerea cu părul, pe nesimțite Marty se trezește. Opa. Că ajută prin gospodărie. Opa. Pentru că altcumva nu se poate. Și pentru că în familia Solonaru, pentru orice se găsește o rezolvare. Albinuțele sunt niște insecte foarte bine organizate. În nucleul acesta se află o familie. Și fiecare are funcțiile sau fiecare are obligațiunile lor. Bă, sincer, acum eu nu știu pentru ce mi-ați trimis episodul ăsta din comanda la mine. Dintre toate de până acum, ăsta e cel mai neamuzant. Adică e... Nu știu, cred că pentru simplu fapt că e preot și nu știu ce, dar nu se ceartă nimeni cu nimeni. Omul e genial, familia lui e genială și ăștia de copii sunt ok. Adică nu mi se pare că, mi se pare că sunt chiar înțelegător cât de cât. Adică nu e nimic așa ieșit din comun aici, tot e foarte calm. Da, episodul e fain. E fain, dar mă refer că nefiind conflict nu prea amuzant. Mie îmi place să-l privesc, deci până acum asta îmi place cel mai mult. Într-un fel înțeleg de ce mi-l-a strâns, într-un fel nu, pentru că nu știu, adică nu prea găsesc chestii amuzante, doar chestii de care, adică sunt uimit, mie îmi place de omul ăsta maxim. Familia e formată din regine, din albină lucrătoare, din albină trântori. Trântorul este acela care iese odată la când regina are nevoie din perechiere și după aceea el practic nu mai mănâncă mierea. El nu muncește absolut deloc. Când ajungem în toamnă, trântorii sunt aruncați în familie. Ei sunt scoși din familie și practic ei sortiți pe ieri, ei mor. Deci care e rolul tău în familia ta? Cam cum te-ai? A fost pe sistemul. Deci practic dacă nu te apuci de muncă, mori. Eu sper să nu tragă concluzia de aici, să rezume la asta, sper din suflet, adică să fie un pic mai complexă. Pe care postură te-ai pune tu? Aducător de apă, de polien, de paznic la casă, trântor sau... Trântor. Nu știe, excludă familia dumneatale, că oricum pentru mama și pentru toată aici te dorașul tatei și a mamei, dar asta excludă societatea. Am înțeles ce vrea să-mi explice și unde... Numai că n-ai închis, mă apuc de muncă acum ce mă tot enervează. Adevărul e că e genul de om care, bă, ți le zice atât de bine, ți le descrie atât de bine și îți zice despre tine cum ești tu, încât te simți atât de prost și nu-ți mai vine să comentezi și știi care are dreptate și ți-e ciudă că știi că ești tu nașpa ca persoană. Acum nu mă refer neapărat la el. Mă refer la mine când cer, adică zici și mie, dacă m-ar lua așa și ta să mă analizezi, mi-am dat seama, bă, ar trebui să schimb niște chestii la mine, dar nu prea am chef și e super nașpa procesul ăla. Vrea să ajungă, dar n-am luat-o în considerare, pentru că așa sunt și nu o să mă schimb. Dar ești mândru de așa cum ești tu, adică de poziția ta de trântor? Sau îi vrea o leacă să mai schimbi ceva acolo? Așa, sincer. Și-i vorba între noi, ca bărbați.
nu pot să zic că sunt mândru, dar așa sunt. Așa am fost de mic. Orice învăț are și un dezvăț. Ai învățat să fii așa cum ești, trebuie să înveți a face ceva mai bun. Dar nu știu cum să fac să mă schimb și nu m-am gândit la chestia asta să mă schimb. Ar fi bine să-ți asculți părinții, să auzi ce vor ei. Și trebuie să realizezi lucrurile astea și să le aplici în practică. Și realizezi că asta am făcut să nu mai fac așa. Am fost rău, să fiu bun. Ok, o să mai mă gândesc. Doamne ajută, Doamne ajută, eu aș vrea ca tu să te gândești. Nici povața către Irina nu este uitată și mama este cea care îi dă glas. Ia uite tu așa. Dar ce trebuie să ții atâtea? Unde te duci tu? Distribuie ție atâtea bijuterii. Deci, doamnă, să ne liniștim un pic, deși eu vă înțeleg și sunt de acord. Dumneavoastră nu știți unde merge ea, de fapt, de-i trebuie atâtea bijuterii. Deci, când trebuie să fii fashion și glamuros și nu știu ce, chiar îți trebuie multe, adică chiar încă-s puține acolo, îți trebuie multe, că trebuie să n-ai bun. Bine, într-adevăr, n-am înțeles de ce le avea nevoie de astăzi, săptămâna asta, de atât de multe. Pentru că atunci când mă îmbrac într-o ținută, trebuie să mă asortez cu ținuta respectivă, nu? Bine, dar de unde atâția bani, cât câștigi tu? Păi, dar e mic și e, nu eu. Dar păi, dai seama că atâția bani, probabil, și părinții se spetesc de valeu, doamne. Păi, dar ce contează dacă mi oferă? Bine, eu nu supăra pe ei, eu înțeleg perfect pe fata asta, are dreptate. Adică dacă, și ce contează dacă se chine cât timp ei nu îi și explică ei cât de mult se chine și ea nu știe cât de mult se chine și, adică, are sens ce zic? Care e problema mea? Băiatul, cel mare, învață la Chișinău și eu pe săptămână îi dau 100 de lei. 1 milion de ai tăi înseamnă 400 de ai mei. Îți dai seama? Te-ai gândit vreodată că pentru părinții tăi este un efort să-ți dea atâția bani? Până la urmă tot îmi dădeau. Deci dacă tot îmi dădeau, înseamnă că au de unde, nu? Bă, deci fata are perfectă dreptate. Sincer acum. Deci nu-i vina ei. Dar nu-i vina ei că ea cheltuiește atât de mulți bani. Acum, sincer. Bine, acum nici... Adică e clar că nu din răutate, Doamne iartă-mă părinții, pentru că o iubesc că-i dau, numai că nu știu nici ei unde să pună limita și na, eu încerc din ăsta așa vicios. La noi trăim mai simplu și la noi se pune pe primul plan familia, dragostea, stima, să ajuți pe cineva. Eu oricum, dintotdeauna, am zis, eu nu o să fac copii dacă nu o să fiu bogat. Știu ce înseamnă să... Îți dorești tot mall-ul și să nu poți să-ți cumperi chiar tot. Aoleu! Vai, acum suferă că n-are chiar toți banii din lume ca să ia tot. Vai, dar da, știu ce, să-ți dorești multe chestii din mall și să știu. Și cred că cu toții știm de aici. Foarte puțin din tot mall-ul ăla. Ești rob al banului, ești dependentă de el. Practic nu vezi fericirea fără banul ăsta, fără mall, fără... conturi în bancă, fără... Asta e strașnic pentru noi. Eu, sinceră să fiu, acum... Strașnic e... Ce înseamnă strașnic? Adică e o chestie de bine acum sau o chestie de rău? Că nu mă prind. Cătești la părinți cei bani și ți se dau. Dar la un moment dat te căsătorești, faci familia ta și dreptul, restul vieții sunt și urcușuri și coborâșuri. Dumitare, nu ești pregătită sufletește că într-o bună zi poți ajunge să nu ai bani în buzunar și atunci rămâi practic nu știi ce să faci și cum să procedezi. Și eu am vrut să-ți dau sfatul ăsta. Eu încerc să-mi dau seama ce zice. Deci cred că vrea să spună că e, deci trebuie să adunăm un pic cuvintele să le... Cred că vrea să spună că ea, dacă scos toată treaba asta cu banii, ea nu mai știe să facă nimic, nu mai are calități, nu mai are... Cred că acolo vrea să ajungă, că nu dau seama, că e... Ca dumitale să-ți dea Iulia că seama la valoarea banului, la ce anume trebuie și să-ți pui întrebare. Eu ideea am înțeles-o, dar nu știe să explice femeia. Deci nu știe să... O iubesc așa cu ok, că pare... Bă, familia asta de... Bă, atâta îmi place de oameni ăștia și toată familia, mă, s-așa frumii, s-așa fain, mă, ca oameni. Dar nu înțeleg ce zice. Îmi trebuie neapărat lucrul ăsta sau nu? Că... Culmea că am înțeles ideea de bază, înțeleg ce vrea să transmită. Dacă iau numai cuvintele, nu înțeleg, n-are sens pentru mine. Dar am înțeles ideea. Că ce am eu e nimica toată pe lângă
ce au ei. Ei au puțin, dar au respect și sunt uniți. Asta au vrut să mă facă să înțeleg. Dar o să fiu și mai bogat acum. Că am și ce am avut acum. Dar o să avem și liniștea aia care tot suferă mama și plânge după ea să fie în casă, să ne înțelegem și... Dar cred că trebuie să-l trimită și pe fratim la o emisiune de-asta ca să înțeleagă și ei să nu mai mă enerveze, așa. E o problemă. E o problemă, fii atent la ei, vezi, au bani, dar e o problemă acolo, sunt niște problemuțe, că se vede din ce ziceam, mi-e milă de copiii ăștia, dar a fost interesant, cred că n-am râs deloc la episodul ăsta, acum nu știu dacă v-a plăcut, clar o să facem și următoarea parte, clar facem până la final toate chestiile astea. M-a zis că nu e mega amuzant, mie îmi place așa. Apoi na, dacă vă place să vă uitați, eu cu mare drag, acum eu tot aș mai face că eu vreau să văd cu seterină treaba asta, că îmi place maxim familia asta. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, dați un like dacă vreți, un subscribe dacă încă nu v-ați abonat, m-ar ajuta și asta și pentru alte sugestii vă aștept fie în comentarii, fie pe Insta. Într-adevăr, link-urile sunt blocate în comentarii, dar pe Insta, pe mail, pe... le verific pe toate. Mulțumesc tare mult, vă pup și ne vedem data viitoare.